Tobogane, leagăne, trasee de cățărare și chiar nisip. Toate se găsesc la peste 120 de metri adâncime în Salina Pride. De la începutul vacanței de toamnă a copiilor este tot timpul plin. Suntem în vacanță, suntem din Constanța. Pentru copii este foarte ok ca și parc de distracție. Fetița este în vacanță și ne simțim foarte bine, am venit să ne relaxăm. Să facem cu ocazia asta și un tratament cu inhalări de sare, ne jucăm. Am vrut ca să venim și la tratament cu ei și ne place ce oferă Salina. La Pride se poate juca ping-pong, badminton și chiar jocuri de societate, un spațiu de distracție uriaș pentru copii. Îmi place pentru că e cățărări și n-am mai fost niciodată pe aici. Îmi plac foarte mult activitățile pe care le face și ni le oferă, care ne ajută să ne deconectăm de la dispozitivele de zi cu zi. Am fost la gimnastică, am fost și la cățărări, am mers pe tiroliană, am făcut parkour. M-am jucat pe VR. Pentru Salina Pride, numărul de vizitatori a depășit orice record. Anul trecut, în aceeași perioadă, veneau maximum 1200 de persoane pe zi. Acum sunt de 5 ori mai mult. Avem aproape zilnic 6200 de persoane. Pentru asta am și mărit programul cu o oră, datorită faptului că chiar au venit foarte mulți turiști. Până luni, Salina poate fi vizitată între orele 8 și 17.